Deștept, drept, perfect, cu inima mare, cu sabia tare. Am și probleme ca să mă înțelegi. Oameni suntem totuși noi, fiii de regi. În inima mea e înfipt un spin, căci dintre frații mei, eu sunt cel mezin. Sau... prin voia sorții încă n-am aflat că sunt fiul de împărat și alungat de tata sau bunicul. Cred despre un pescar că e tăticul. Sau... sunt femeie. Sau... sau... Super prâzle acel voinic și viteaz și frumos din lacrimă. Lumea e stricată și e rolul tău să distrugi acest rău. Dar oare sunt de ajuns doar eu să distrug acest rău? Sunt atât de tânăr. Sau? Sunt fiule pescar. Sau? Sunt femeie. Deși foarte rar. Nu e că mi-e frică, dar am o mică senzație că dacă plec, ori nu mă întorc, ori mă întorc schimbat. Nu te mai căca pe tine. Te învăț eu să fii bărbat. Ia obiectul ăsta magic. Și o să fie totul bine. Și dacă o sfârșesc tragic? Atunci cu atât mai bine. Vor fi ode despre tine. Așa e. Încă nu știi că tu ești eroul poveștii. Eu erou, dar eu nu sunt decât un biet mezin, fiu de pescar, de lume nici nu am habar. Gloria, pacea, nemurirea! Poate-mi găsesc și o facă! Hai să trăiești, tată!
sau altă figură paternă. Fie gloria eternă! De mintea omului. O, glorie! Pe care nimeni nu poate să o definească prea exact. Cât de perfectă ești tu să ne motivezi alegerile, să ne îndrepti pașii spre pericole pe care altfel le-am ocolit de la distanță, să ne faci să uităm că suntem muritori și dacă ne lovim, ne doare. O, glorie! Vis umed al aspirațiilor noastre adolescentine de a fi cool. Tu, zeița dorințelor noastre de a fi acceptați și plăcuți și admirați. Glorie! Împărăteasa incontrolabile nevoi de validare de către ceilalți, poate pentru că ai noștri nu ne-au iubit suficient în copilărie sau poate pentru că doar așa putem nutri speranța că nu suntem vii degeaba. Glorie! Dușman nevăzut al psihoterapeuților din toată lumea, care vor să mă convingă că doar părerea mea contează. Glorie! Ce dulce ești tu! Și ce inexistentă! Oh! Iată că am plecat de la bordei sau palat. Mă simt vin, mă simt voinic. Nu-mi e frică de nimic. Dar ce văd acolo în zare? Sau oare doar mi se pare? Nu este deloc ridicol. Ce văd eu e un pericol. Și de n-apă că la pată văd acolo și o fată. Femeie. E desigur mai frumoasă decât orice avem pe acasă. Înțeleg că cum de plinul m-a trimis al meu destin. De acum nu voi mai fi virgin. Trebuie doar să mor monstru și al meu va fi alei vacin. Avem eroine pentru că nimeni nu luptă pentru ce are deja. O, tu scurt! Destul! Ca să vedeți cât sunt de rău și cât de puțin îmi pasă, nu te urmea ca un bou. M-ai luat pe nepusă masă. N-am cuvintele la mine, tot ce pot, sunt aste rime. Zic stop la ăsta interludiu, e o problemă de principiu. La naiba cu ordinea lumii, la naiba cu integritatea și onoarea, la naiba cu integritatea structurală a acestei piese de teatru și cu rimele. Destul fecioară, nu vorbi! Păstrează o urmă de mister! E destul ce văd cu ochii, nu-ți trebuie și caracter. Dar... Nu de teme de acest... Monstru! Imediat îl voi învinge. Și apoi îți voi putea... Destul! La trântă, super făt frumos, voi încânte. Și se luptară, și se luptară, din zori și până în seară. Și se luptară, și se luptară. Acest ajutor de afară, cu o mișcare tare capul și îl privește.
zboară. Ce frumos era pe atunci, în vremuri imemoriale, când răutatea și cruzimea aveau trup și aveau cap, ce putea apoi să zboare. Iată că am învins! Ce bine! Deși era mai puternic, noroc că am avut scutul zei. Afabile! Punctul e acolo, bani! Pochimii, nu-i căsul! La bine! Și l-am învins pe revernic. Hai, fecioară, vină un coace, acum... Dacă nu-i pace! Să-i dea ceva ce-mi place! Dar nu-i povestea gata atunci când s-a vezi poata! Că să fie rău de soi, nu stai să mergi înapoi. Ok, hai de înapoi. Am plecat unul, mă întorc doi. La bordex sau la palat, nu contează neapărat. Doar nu sunt un pion, o să sfârșesc eu pe un tron. Și aș fi vrut să fie, noapte, dacă se poate, sau să nu fiu nici eu, să fiu noapte și eu, sau altceva, ceva nou. M-am trezit într-o dimineață, dar asta e irelevant. M-am uitat pe fereastră și l-am văzut, dormind fără nicio grijă. Fratele meu zâmbea în somn de parcă tot ce nu știa îl făcea fericit. Am inventat atunci un nou cuvânt. Contrast. Și brusc dimineața a devenit mai puțin plictisitoare, pentru că nu mai era singură și nici nu pretindea să fie un început. Era mai mult un contrast al nopții, același lucru, dar invers. Cum am chinuit să-i explic lui tata, care părea că nu înțelege nimic. Așa că a făcut singurul lucru pe care puteam să-l fac. M-am îndreptat către el și am început. Thank you.
Uitați-vă la mine, moacă. Da. O să vă pun câteva întrebări, trebuie doar să răspundeți sincer. Sincer, am înțeles. Da. Prezentați-vă pe scurt. Așa. Mă numesc Alfeus, am 50 de ani, sunt fierar, locuiesc în satul Nazaret. Mai ce? Suficient. Spuneți-mi cum era când era tânăr. Păi, era un băiat normal, câteodată cu minte, câteodată drag cu gol. Am voie să zic asta aici? Nu știu, o să vedem. Continuați, vă rog. Era harnic, îl ajuta pe tatălui la lucrat lemnul, făcea tot felul de prostii cu frații lui. Avea mulți frați? Păi ca tot omul, 11, 12. Unii mai mureau, alții se mai nășteau, știți cum e. Și cum vă înțelegeați cu el? Păi eu eram mai mare decât el și el mă admira foarte tare. Se tot ținea după mine, eu îl bușuiam, el nimic. Când intra ceva în cap, n-aveai ce să faci, era foarte încăpățânat. Da, de vorbit nu vorbeam mult, mai mult asculta. Ce asculta, nu știu să vă zic, uneori mă asculta și pe mine. Și ce ziceați? Nu știu dacă îi ziceam lui neapărat ceva, vorbeam și așa, ca tot omul de necaz. În fine, oameni de la sat, dar știm ce se întâmplă în țară. Ce se întâmplă? Pe ce se întâmplă? Oamenii mor de foame și nu-i pasă nimănui, până și marele preot s-a dat cu puterea ca să fie totul bine. Un sistem putre, de asta era. Ca așa cum. Așa, și mai departe ce așa. Păi și la noi viața e grea, muncim mult și degeaba, niciun ajutor de la stat, taxe peste taxe, baș mai și bajoc de noi că suntem sărași și fără carte. Și el a tot ascultat, așa, până când a dat de unul Ioan, care predica și el de ce e de făcut și bă, a plecat. Așa, pur și simplu? Da, s-a dus, era foarte flăcărat. Voia să schimbe lucrurile, să lumineze poporul. Da, înainte să plece, a trecut pe la mine și se vedea că se codește. Lasă-mă, nu-i venea lui să plece de acasă, el crescut între 20 de familii, să se duc așa în lumea largă printre străini. Dar eu i-am zis, uite-te la mine că eu n-am plecat, am stat aici. Și la ce m-a ajutat? Du-te, băiete, dacă am zis, du-te cu Domnul. Și s-a dus și mai trecea din când în când pe acasă, ne mai povestea ce a făcut. Nu prea se lăuda, că nu era el genul ăla, dar îl întrebam noi și cum a fost acolo și cum a fost dincolo și ce au zis oamenii când ai mers pe apă sau ce ai simțit când ai mulțit peștii. De-astea. Mai aflam și noi cei prin lume și ne mândream cu el că era de-al nostru. Oamenii nici măcar nu-i ziceau după numele lui, că îi ziceau după numele satului. Primul om de la noi care a ajuns cineva. Declarații de la locul minunii numărul 1. Eu așa ceva n-am mai văzut. Foarte bună mâncarea, și pâinea, și peștele. Ar mai fi mers ceva pe lângă. Ei, avea spuse sub pătură, pe de-a ce cred că au apărut așa din aer. Au apărut pur și simplu așa din aer. N-avea decât un coș la el, că nu se gândise săracul că o să vină atâta lume. De obicei nu prea vine, dar de data asta s-a întâmplat. Păi da, mă, dar chiar așa, nu înțeleg că e predică pe deal și măcar o gustare nu pregătise că dacă ne zicea, ne aducea și noi un sandwich ceva. Și știți care a fost minunea? Că peștele n-avea oase. Adică avea, sună, dar numai din alea mari. Să fi văzut ce calm ne-a făcut semn să ne liniștim și cum a început să curgă mâncarea din coșul ăla. Eu așa ceva n-am văzut în viața mea. A rămas șocat. Păi dar nu, dar chiar așa, adică dacă poți să scoți mâncare din aer, de ce nu e din foamea din lume? Păi vă dați seama ce ar însemna asta? Eu nici am putut să înghit de uimire. Și ce am înghitit
nu mi-a căzut deloc bine la stomac. Într-adevăr, am un stomac mai sensibil. Bun, foarte bun. Să-i dea Dumnezeu sănătate la marele preot sau cui l-au trimis cu asta aici, cu pomana. Populism e fiind voi la casă, de la mărăstime. Dar vine și sufletul pentru un colț de pâine. Spuneți-mi cum vă numiți și câteva lucruri despre dumneavoastră. Bună ziua! Mă numesc Jassier, am 39 de ani, sunt scrib, provin dintr-o familie bună, mai exact, 3 frați și 3 surori în viață. Sunt tată, bunic și cap de familie. Așa, spuneți-mi despre cum... Da, desigur, problema cu acest gen de oameni e că nu au respect pentru tradiție în primul rând. Vor să distrugă modul în care trăim. Nu, nu, nu. Spuneți-mi cum ați interacționat. Da, eu m-am gândit foarte mult, am agonisit o sumă foarte mare de bani și am decis să investesc într-o turmă de porci. Și să știți că se vindeau chiar foarte bine, erau grași, sănătoși, am angajat și ceva copii din sat să aibă grijă de ei. Dar ce legătură are asta cu ceva întrebat? Și într-o zi vine băiatul la mine și îmi zice... Au murit porci. Zic, cum adică au murit porci? Păi au murit toți porci, că s-au plecat. Zic, bă, băiatule, cum adică s-au necat? Dar voi ce făceați? Ce păzeați? Păi dar nu am ce să facem, că au turbat. Și ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se pare că trecuse pe acolo gașca lui de hipioți. Fix pe unde păștea turma mea. Și fix acolo s-a întâmplat el să dea peste un bărbat. Posedat de diavoli. Zic ei, acum chiar era el posedat, că cine poate ști ce făcea omul? Se strâmba, înjura, vorba aia făcea ca toți dragi, dar poate că era beat sau nebun sau actor, adică cine poate ști? Există 100 de explicații, dar el nu gata, e posedat, hai să-l exorcizăm. Și concret ce-a făcut? Păi și nu știu ce a făcut, ce n-a făcut, că se pare că a reușit să scoată dracii din om și a aruncat pe toți porcii mei. Și porcii au nebunit, au luat-o toți, au turbat și au luat-o în apă, s-au necat toți porcii. Toți porcii! Ce reacție? Păi și ce face după ce mă lasă în faliment? Nimic! Nimic, nicio compensație, nici măcar o scuză. Deci nu ați interacționat? Cu asta, ca să vedeți ce fel de om era. Că atâta ținea la săraci, că ar fi vrut să fim cu toți săraci. Eu, după întâmplarea cu porcii, eu m-am interesat. Eu am văzut ce povestea mulțimii. Vă zic. Propagandă nerușinată de stâncă. Că săracii, că needucații, că umilii vor moșteni împărăția cerului. Filosofie pentru lege. Să înțelegă dumneavoastră. Da, sigur, da, dar nu că domnul mâncare din cer, că toată lumea poate să mulțească pește așa ca el. O, domnule, du-te la muncă dacă vrei să mănânci. Minunea numărul 2. Relatări de la fața locului. Nu știu exact ce s-a întâmplat, că băusem destul de mult. Nevastă mea era plecată și am fost pe la niște prieteni, ne-am cam întins la vorbă. Când tocmai treceam pe acolo, duceam vaca la făscut. Văd că se întâmplă ceva. Și mă opresc și eu să mă uit. Și când stăteam așa pe marginea drumului, au început niște copii să zibe că porcii, porcii! Când mă uit, apa era plină de porci morți. Deci oamenii aia care erau cu el au zis că au mai făcut din asta, că au mai izgonit dragi. Dar niciodată în animale nimic atât de dramatic. S-au spus o groază de oameni să se uite la mine de parcă n-am mai văzut până acum un beat. Deci cine a văzut a crezut. N-avea exotro. Eu am văzut cu ochii mei și s-a văzut cum s-a luptat așa mental cu diavolul și apoi diavolul a ieșit din omul ăla și s-a băgat în animale. Păi s-a văzut foarte clar. Am luat și eu un om mai mic pe care am putut să-l carc. M-am gândit ce să facă scribul cu atâta carne deodată. E păcat, se strică. Doar puterea minții. Păi vă dați seama așa ceva? Mai rar, un bărbat care să nu recurgă la violență fizică. Deci pe porci a speriat un șarpe. Că l-a mușcat pe unul și s-au speriat. Și-a luat-o toți la fugă în apă. Ce dragi, domnule, ați nebunit la cap. Ce dragi, un fenomen natural. Că atunci când o balene și iază pe plajă, mai că invers. Thank you.
Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi cum vă numiți și câteva lucruri despre dumneavoastră. Oare am putea să ne tutuim? Sigur, da. Dacă te simți mai confortabil așa, da. Ok, sigur. Da, cred că m-aș simți. Ok. Ok. Unde să mă uit acolo? Nu, 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 la mine. La tine, deci. Da. Da, mă numesc Maria, am 30 de ani. Am fost una din discipolele lui. Provin dintr-o familie normală, săracă, cu mulți copii. La vârsta de 15 ani a trebuit să mă mărit cu un bărbat cu 30 de ani mai mare decât mine. Dar a murit imediat după. Și de atunci am refuzat să-mi iau alt soț. Deși am mai avut oferte. Dar nu, n-am vrut. Și vă dați seama ce a trebuit să îndur și din partea familiei, și din partea cunoștințelor, câte presiuni, câte umilințe, dar nu-ți mai povestesc că nu de asta m-a chemat, nu-i așa? Nu, 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 sunt sigur că ți-a fost foarte, foarte greu. Da, chiar da. Dar mai bine așa decât măritată. Știi cum sunt femeile din familia noastră? Anu și copilul. Anu și copilul. Jumătate mor de mici, jumătate trăiesc cât se omoare pe tine cu zile, iar bărbatul se poartă cu tine ca și când ai fi un porc din ogradă. Dar eu știu că nu sunt porc. Sigur. Sunt om. Am gânduri, am sentimente. Nimeni nu a părut să înțeleagă că sunt om până la... Așa, spune-mi cum ați cunoscut. Era la o nuntă. La o rudă mai îndepărtată. Și era și el acolo. Și am intrat în vorbă. Și mi-a plăcut că era așa calm, atent, așa politicos. La un moment dat, când s-a terminat vinul, s-a ridicat și a zis: scuză-mă puțin. S-a dus și a cerut niște găleți cu apă. Și s-a uitat la apa aia. Și gata! Apa nu mai era apă, era vin. Îți dai seama ce m-a impresionat. De atunci nu l-a mai părăsit nicio clipă. Desigur că bărbații de pe lângă ea au început să comenteze că ce-i cu femeia asta, că îți place mai mult de ea decât de noi. Da, au insinuat chiar că ar fi făcut minunea cu vinul ca să mă impresioneze pe mine. Vă dați seama ce prostii. Dar el le-a spus: vedeți-vă de treabă. Avea un respect deosebit pentru femei. Asta mi-a plăcut întotdeauna la el. Și faptul că era așa frumos, așa atent, cu ochii albaștri. Nu știu cum a ieșit așa, că la noi oamenii sunt mai negricioși. Așa, și cât timp ați rămas cu el? Până la final. Eu știam ce se întâmplă cu cei care amenință establishmentul. Romanii umpleau Golgota de crucificați ca să-i vezi imediat ce intri în oraș. Eu i-am spus dintotdeauna: hai să fugim de aici, hai să plecăm în altă parte. Dar el n-a avut. Era foarte patriot. Se amintește o întâmplare mai amuzantă sau deosebită cu el? Fiecare zi era deosebită. Dar îmi amintesc că într-o zi îl chemaseră niște cunoscuți că li se îmbolnivise fratele. Și el a spus: lasă, poate să aștepte. Și când am ajuns într-un final în orașul bolnavului, ce zici? Mortul. Mort deja îngropat. Așa era beton. Dar el a zis: nu-i nimic, duceți-mă la mormânt. Și l-au dus la mormânt. Și acolo a zis: deschideți mormântul. Femeile nu, că miroase, nu, că nu se cuvine, nu, că e păcat. Dar el nimic, deschideți mormântul. N-au avut un control, l-au deschis și, ce să vezi, cine iese pe ușă? Mortul! Înfășurat în lințol, clătinându-se pe picioare, nu știa ce-i cu el. Păi s-au speriat, îți dai seama, au început să țipe, să alerge pe acolo. Chiar și rudele lor, îți dai seama ce șoc, oricât de mult îl îndrăgeau, nu le-a picat bine să-l vadă așa, viu. Da, urmele a trecut,
când a văzut că e tot fratele lor, că nu put trezi să nu nimic, că era perfect sănătos. Mărturii de la locul minunii numărul 3. Pe de o parte e frumos ce-a făcut, pe de altă parte nu prea te joci cu lucrurile astea. Un spectacol ieftin pentru proști. Tocmai treceam acolo cu vaca, când odată văd că lumea se uite la răposatul Lazar al Petrei, care locuiește la două case de mine. Locuia. Că acum era viu și umblea de colo-colo înfășurat în lințor. Păi dar știți cum se clătina, cum gemea? Mă zic, era total nerealist, de parcă așa se poartă cadavrele recent întâiate. Mi s-a și făcut un pic rău. De la stomac. Și cam am coșmarul de atunci. Pe ce reacție să am? Parcă poți să mai zici ceva. Mi-am luat vaca și am plecat. Finalul a fost... meritat. Dureros. Așteptat. A fost trădat. Asta era lupta lui finală, cum mi-a zis. Numai că nu a luptat. Nu s-a apărat. Asta a avut. Oamenii au făcut ca potrivnicile. Au început să apară zvonuri. Eu l-am văzut. După aia au început să răspundească povești. Eu cu ochii mei. Da, cred. De ce nu mai bine să cred decât să... Nu cred, normal că nu cred. Odată ce mori, așa rămâi. Era doar în vizită. A făcut ce trebuia. Acum s-a întors acasă. Ce eu n-am avut curajul să fac. Da, aș zice că am vins. Numai grupul de fanatici ar putea să considere asta o victorie. Și o concluzie? A făcut exact ce trebuia. Era nevoie de cineva ca el. Cineva care să se lupte cu corupția și hoția. Poate că oamenii l-au omorât, dar nu au uitat. Și cred că lumea o să se schimbe. Dacă nu era un pic la timp, dacă căpăta mai multă putere, ar fi vrut să ne ia toate libertățile. Ce facem, ce zicem, ce gândim, tot voia să controleze. O cenzură infinită până în sufletul omului. Cineva ca mine, cu educație, cu avere, ar fi ajuns în stradă dacă era cu el. Nu am întâlnit niciodată un om mai bun. Era nevoie de cineva ca el. Cineva ca mine, pe educație. Dar oamenii nu au uitat. Un om mai bun. Era nevoie. Cineva ca mine. Dar nu au uitat. Un om mai bun. Era nevoie. Ca mine. Dar nu. Un om mai bun. Era. Ca mine. Dar. Mai bun. Era. Ca mine. Dar. Mai bun. Era. Ca mine. Dar. Mai bun. E primul meu gând și soarele nici măcar n-a răsărit. Mă ridic cu greu din pat, mereu cu greu, mereu mai greu decât ieri, decât odinioară. Dacă ieri și odinioară chiar s-au întâmplat și nu sunt doar halucinațiile unui bătrân senin. Mă duc la baie și nu mă privesc în oglindă, pentru că nici chipul meu nu mai e al meu. Două mâini iritate și cu pete, îmi țin țigara, mă spală, îmi taie pâinea.
privesc spectacolul ăsta de margine. De pe margine e cel mai bine. Îmi zic asta și mă convin că e adevărat. Ce altceva aș putea să fac? Am avut o dimineață și ea s-a terminat. Și acum e altcuiva. Eu privesc de pe margine și mai dau câte un ghiont. Sau o indicație, sau o ghicitoare, sau un cal, sau o armură lucinită, sau un inel, sau o pelerină a invizibilității. Sunt prea înțelept să-mi doresc altceva, sunt prea înțelept, futu-i mama măsii. Zic asta cu calmă, pentru că un înțelept nu ridică niciodată vocea. Și simt cum urcă în mine ceva de demult, ceva periculos și viu. Și mi se pare că orice e posibil. Dar structura rezistă. Și orice ar fi fost, nu izbucnește decât într-un oftat patetic. Nu a
clipă, nimeni nu a venit. Luminile au rămas stinse. În frântă, femeia se pregătește să intre în casă. Și
cineva și-o merită. Cineva primește ce trebuie. Cineva și-o ia bine de tot. Ai spart nasul. Câteodată lucrurile se așează cum trebuie. Bine împinge răul. Există speranță. Viața are sens. Câteodată uiți de XL-ul pe jumătate completat. Uiți de chiuveta plină de vase. Uiți de poluarea care ți se depune strat după strat în plămâni. Uiți de factura la gaz. De traficul imposibil. De primul fir de păr alb. De șosetele rupte. De praful de pe mobilă. De tristețea care nu te-a părăsit nici o zi din viața ta de adult. Există speranță! În licee, în metrou, la biroul. Oamenii aplaudă! Există speranță! Da, oamenii mă iubesc. Dacă nu eu, atunci cine? Dacă nu tu, atunci cine? Da. Am fost crescut privilegiat. No. Am avut parte mereu de cea mai bună mâncare, cea mai bună educație, cele mai bune haine. Asta nu înseamnă că viața mea a fost ușoară. Am fost crescut de o bună portugheză pe numele Osana. Și în timp am crezut că ea e mama mea. La fel a crezut și tata de mine la ori. De asta Osana trebuie să plece. Au venit alte lume. Din Mexic, din Singapore, din Tajikistan. Dar am crescut mai mult singur, într-o casă cu 75 de camere și doar 17 băieți. Prietenul meu cel mai bun, Terry, a murit la vârsta de doar 5 ani. Călcate limuzina lui de tatăl cine. Terry! Era un pișon prisit primit cadou de la Rosalia. Așa e viața. Așa e porcine. Dar nu trecutul meu mă definește. Dacă sunt azi omul care sunt, este pentru că am muncit din greu să devin el. Eu aleg cine vreau să fiu. Deci dacă pot să schimb orice în bine, o voi face. Cred în dreptate. Cred în justiție. Nu vreau să las bine la o lume mai bună. Da! Cred că avem nevoie de cineva care să ne apere de cei care ne pun în pericol. Cine? Nu, nu, nu! Mă, eu! Da! Să fiu acel cineva. Votați! La alegerile prezidențiale. În altă zi, e o noapte ca nopțile de odinioară. Înveliți în pătrulelor de la Ikea sau în îmbrățișarea caldă a cuiva, oamenii dorm. Numai domnul președinte, în palatul lui prezidențial, nu doarme. N-a mai dormit de multe nopți. Nu doarme, dar visează. Visează la o lume mai bună. O lume în care nimeni nu se mai teme de celălalt. O lume în care nimeni nu fuge de la locul accidentului, pentru că nimeni nu mai face accidente, de fapt. Nimeni nu se grăbește, toată lumea conduce atent, pentru că orele fixe sunt niște încercări futile de a pune stăpânire pe ceva relativ și fluid și abstract. Și noua lume nimeni nu mai încearcă să pune stăpânire pe nimic. Undeva cineva țipă. O lume în care nimeni nu are de foame, pentru că nimeni nu mănâncă mai mult decât are nevoie. Undeva cineva țipă. În care comunitate nu este doar un simplu cuvânt din proiecte seci de finanțare. În care... Cineva țipă. Nimeni nu e jefuit pe stradă în văzul tuturor celor care se prefac că nu văd. Nimeni nu este umilit pentru că e cine e. Nimeni nu e violat. Cineva țipă. Bătut. Omorât. Cineva țipă. Pentru că răul a fost izgonit din lume. Cineva țipă. Decupat. Excizat. Cineva țipă. Anulat. Tăiat. Exorcizat. Undeva în noapte, cineva țipă. În casa ei, închisă bine ca o fortăreață, femeia își bea cafeaua, bea și scrolează. E primăvară și în aer plutește ceva, o fervoare, o agitație, ca la curățenia în primăvară.
Cu speranță se șeresc articole pline de speranță. Un alt foc a fost arestat! Ce bine! Președintele, discurs în Parlament! Nu vă mai tolera porcăriile! Ce curaj! Granițele sunt închise pentru toate rasele de voci! Oh, ce siguranță! Președintele, de la copil de fericit la apărător al poporului! Oh, ce om! Cinci moduri care pot recunoaște un porc! Femeia aceea deja cum pot recunoaște, a avut neplăcerea să întâlnească omul față în față! În primul rând după nas, e mare! În al doilea rând după ochi, sunt mici și vicleni! În al treilea rând, după vocea lui, e vecheitoare și cuițată. În al patrulea rând, după răutate. În al cincelea rând, după târa de distrugere pe care o lasă în urma ta. Ai zis ceva? Am zis după târa de distrugere pe care o lași în urma ta. Scuze, recunoaște-mi. Păi, eu știu cine ești. Ești un ticălos pârșa de tretnic josnic. Bun de nimic! Lasă-mă face, tataie. Bine îngrijită, care iarna devine mociloasă, femeia fredonează o melodie de care nu poate să scape. Ajută-mă! Se aude dinspre rondul de la lele. Au, au, au! Zic la lelele. Surprinzător, femeia nu țipă. Nu țipă, dar apucă bine lopata ca să vadă ce au pățit la lelele. Fără să-și dea seama că fredonează un cântec de curaj și luptă, doar că nu are cu cine, pentru că în rondul de la lele nu e, adică e un fel de un norman, o grămadă, ceva gâfâitor și vânăt și suferind. În altă parte, departe. În palatul prezidențial, inima președintelui se umflă și se umflă și se umflă. Oamenii lui raportează. Toți porcii au fost identificați și izolați. Ca un mare. Inflația a scăzut până la -200. Game of Thrones a fost refăcut în funcție de gustul cetățenilor. Autostrăzile se întind cât ai vedea cu ochii. Dar toată lumea merge cu bicicleta. Pâinea cunt nu mai cade niciodată pe partea cunt. Nimeni nu se mai eliminează. Nimeni nu mai fumează. Nu mai există opoziție, ci doar propoziție. Alegele sunt inutile și se anulează. Pe străzi, oamenii dansează, se îmbrățișează, se distrează. Deci spuneți că totul e perfect? Da! Păi deci nu mai venim de făcut? Nu! Păi și atunci de ce vă mai plătesc? Mai sunt multe lucruri de făcut! Dușmanii binelui încă mai urmăresc, complotesc, porcii plănesc o revoluție! Dar noi am făcut primii revoluții. Da! Păi n-ai cum să faci revoluție peste o altă revoluție. Nu! Păi trebuie să-i oprim pe toți cei care sunt de partea lor și pe ei. Da! Avem stag nou? Avem! 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 Avem imn nou? Avem! Să-l auzim! Pentru lume mai bună, pentru lume mai bună, luptăm împreună, luptăm! Pentru codru și glie, pentru pincă și e, luptăm împreună, luptăm! Și slavă aducem, și slavă aducem celui mai iubit din popor! Salvatorul măiastru, eroul destru, bravul nostru conducător! Salvatorul măiastru, eroul terestru, bravul nostru conducător! Pentru
limba din piept și vă băgăm direct în rep. Dușmani, vă tocăm, vă tocăm. Vă bem sângele din glas, te scuipăm pe mormintele voastre. Dușmani, vă mâncăm, vă mâncăm. Inima președintelui se umflă și se umflă și iar se umflă până iese din piept. Până îi cuprinde pe toți cei de față. Cuprinde tot palatul prezidențial, cu tot cu grădini și acarii. Cuprinde toate autostrăzile și toate oceanele și tot universul și toate lumile paralele. Sub faldurile astea de mușchi și sânge, undeva pe lângă ventriculul stâng, într-o casă, ca o fortăreață, o femeie și un porc convalescent. E aproape vară și pe sub ușă se strecoară un miros de porc la cuptor. Pe internet se distribuie rețete la cârnați, caldaboș, slănină, tovar max. Pe fundal se aude un cântec vesel de luptă. Loviturile în ușă continuă. Un alt lapăt acedat. Deschideți lumea în bine lui! Fortăreața asta să cadă. Și așa răul a fost eliminat din lume. Moale și senină, noaptea se lasă peste țară. Sfârșit fericit! S-a dus dracului dimineața. Mă întind și iau un diazepam de pe noptieră. Iau două de siguranță. Cum zicea doamna doctor, nu poți ajuta pe nimeni dacă nu te ajuți mai întâi pe tine. Poate că nu s-a întâmplat nimic. Poate că lumea a luat și ea o pauză în timp ce eu dormeam. Poate că n-am de ce să mă simt vinovat. Dar sunt vinovat. Nu, am dormit pentru că am vrut să dorm. Pentru că am luat pastile care să mă facă să dorm. Pentru că nu pot să dorm altfel. Aș vrea, de fapt, să dorm și acum. Sau acum, în timp ce mă spăl pe dinți. Aș vrea să dorm undeva pe o plajă cu pustie. Aș vrea să dorm cu adevărat și fără pastile. Aș vrea să dorm ca atunci când nu știam că lumea e plină de probleme. Sau acum, în timp ce îmi beau ceaiul de sunătoare. Câți m-au așteptat să-i salvezi în timp ce dormeam? Câți m-au așteptat acum, în timp ce îmi beau ceaiul? Câți am omorât cu ceaiul și cu somnul meu? Îmi tremură mâinile pe cană, dar mă forțez să rămân pe loc. Nu poți ajuta pe nimeni dacă nu te ajuți mai întâi pe tine. Nu o să fie gata niciodată. Nu o să pot să spun niciodată gata. Am salvat lumea, lumea e salvată. Și ce s-ar întâmpla dacă într-o dimineață nu m-aș mai trezi deloc? Un măcel și o tragedie. Sau poate că ar începe să se salveze singur.
povestea unui erou banal. Ascultați povestea ce am să vă spun despre un mare și teribil erou. Despre un om măreț și măreț de bun, de la naștere și până în capou.
Chiar așa. E greu. E greu să fii bărbat. Muncești toată ziua, te întorci transpirat și noaptea târziu mirosind avere și comentez aiurea de sarmalele mele. Te scad prin la cur când dau aspiratorul și te uiți la TV când fac eu rasul. Nu știu cum să-ți spun ca să sune bine, că de câțiva ani știu mai mult decât tine. Și în același număr de ore tu ești tot timpul mai obosit decât mine. Cu toate astea nu mă plâng, nu mă miră, o femeie trebuie să fie martiră. Așa a fost mama, așa a fost bunica, aș putea să jur că și străbunica nu mai eu știu ce e sufletul meu. Ca să uit de toate, mă rog la Dumnezeu. Să-mi urmez drumul meu. De la mama și tata de nu ți-am învățat pe român și artele ani mai presus. Ce bine la și răul mai apoi aflat când la teatru cu clasa s-a dus. Mă duc la fotbal, sunt în care vie vecinii unguri zic că sunt fasciste, dar eu sunt doar romantic în teme. Sunt fericit să jur și să exist. Sunt fericit să jur și să exist. Pe gradă s-am șit în aventura de vis. Nu pe un cal vorbăresc și cu trenul. De nu s-a cazat într-un cămin de băieți și-a testat terenul. Cei 5 ani de școală cu master cu tot au fost o luptă continuă, căci eroul uitase de dealuri de mult, voi acum și bani și sex și stimă. Printre nopți de beții, de prostii, de orgii, că nu se simțea deprimat, fiindcă devenise de-acum sensibil la fiecare mică cară. Ați stat la bancă la coada greșită.
Nevasta îl înșală, reușește să o ierte. Se mută la casă.
își ia și un câine. Își face o terasă și o fabrică de pâine. Își ia Ferrari roșu la 50 de ani și pierde la blackjack restul de bani. Denunți unor se însoară, sosește primul nepot, părinții încep să-i moară, fata îi aduce un ginere netot. Se pensionează curând, rămâne fără nevastă, își petrece apoi timpul plângând și jucând în bar la lasă. Își face o altă iubită, dar sănătatea lasă încet. Îi e frică să se vadă în oglindă, un bătrân plin de regret. Și-mi închin capul de plăcere. Apa
picăturile strălucesc pe sânii mei și pe coapsele mele. Afară când o ciocărlie, asta va fi ziua. Îmi masez uleiuri, unturi și creme în piele, țin timpul pe loc și îmi zâmbesc în oglindă, conștientă de puterea mea. Asta va fi ziua. Mă îmbrac în valuri diafane, vaporoase, străvezii, arăt ca o floare. Delicată, colorată, ireală. Asta va fi ziua. Îmi piept în buclele strălucitoare, îmi împletesc flori în ele și mă așez astfel încât lumina să cadă în cel mai bun unghi. Asta va fi ziua. Sunt pregătită, sunt perfectă, sunt ideală. Sunt cea mai bună variantă a mea și a oricărei femei. Mă așez pe balcon, mă uit cu speranță în zare și aștept. Aștept să înceapă povestea. Aștept. Aștept să se întâmple. Aștept să vină. Aștept să fiu salvată. Aștept să fiu. Zâmbesc și aștept. Aștept și privesc stelele. Aștept când mă duc la culcare. Visez că aștept. Mă trezesc și e o zi minunată. Asta va fi ziua. Dar nu a putut fi așa pentru că nu e adevărat. Asta va fi o scenă adevărată. Începem cu un erou. Nu. Începem cu o eroină. De ce râzi? Pentru că e amuzant. De ce e mai amuzantă eroina mea decât eroul tău? Nu vrei să știi. Ba vreau. Nu vrei. Ba vreau. E o poveste lungă. Îmi place lungă. Știu. Poți să spui că sunt tezist, plictisitor, misogin, așa, isteric. Aceasta e povestea textului. E o poveste obiectivă care nu poate supăra pe nimeni. Pentru că definițiile oficiale ne spun mai mult decât ar vrea să ne spună. Aceasta este povestea Dexului. Pentru că la un moment dat o dramaturgă a avut încredere că regizoarea ei poate regiza o bucată de dicționar. Expozițiunea! Dicționarul limbii românești 1937. Ero, nume dat de greci marilor oameni divinizați. Viteaz, cel ce se distinge prin curaj, mai ales în bătălie. Figurativ, principalul personaj într-un roman, într-o poemă, etc. Persoana de care se vorbește mult. Exemplu, ai fost erou zilei de azi. Eroină, femeie care joacă personajul principal într-o piesă de teatru, poemă, roman și altele. Intriga,
din Dicționarul Literar Contemporan 1955-1957. Erou. Exemplu. Erou al muncii socialiste. Titlul de înaltă distinție atribuit în URSS și în țările de democrație populară persoanelor care, prin activitatea lor deosebit de importantă, au merite excepționale față de stat, contribuind la ridicarea economiei, culturii, științei și la creșterea puterii și gloriei statului. Glorie! Alt exemplu, o femeie care știe să trăiască, dar știe să și moară, femeia erou, într-un cuvânt. Tot comuniștii au fost mai egalitari. Eroină, exemplu, mama eroină. Titlul de onoare atribuit în URSS și în țările de democrație populară femeilor mame care au născut cel puțin 10 copii. Sau poate că n-au fost. Da. Desfășurarea acțiunii. Din micul dicționar academic, ediția a doua, 2010. Eroină, 1. Femeie curajoasă care dă dovadă în circunstanțe extraordinare de tărie sufletească. Erou, 1. Persoane care se remarcă prin vitejie și prin fapte extraordinare de arme. Eroină. 2. Femeie care joacă personajul principal într-o operă cinematografică sau literară. Erou. 2. Soldat care a murit vitejește în luptă. Eroină. 3. Femeie care este personajul principal al unei întâmplări. Erou. 3. Persoană demnă de a fi glorificată și stimată datorită calităților sale excepționale și a devotamentului său pentru o cauză. 4. Persoană care a devenit celebră. 5. Persoană care poate fi luată de model. 6. Persoană care se distinge într-un anumit domeniu. 7. Personaj principal într-o operă dramatică, comică, literară, cinematografică, etc. Punctul culminant. Același dicționar. 8. Personaj principal care îi se întâmplă o aventură. 9. Persoană care acaparează atenția publică. 10. Obiect al admirației cuiva. Deznodământul. Erau 24 de definiții. Eroina. 11 de definiții. Erau 30 de secole de glorie. Eroina. Abia începem. Mulțumim, Dex Online. Mulțumim scriitorilor de dicționare. Mulțumim inventatori de cuvinte care nu ați inventat cuvântul eroină până în secolul 17. Mulțumim antici greci care ați pedepsit Meduza, rolul antagonistului, pentru propriul viol. Mulțumim William Shakespeare pentru Îmblânzirea Scorpiei, comedie despre o femeie într-o relație abuzivă. Mulțumim Biblie pentru ideea că și când naște, o femeie trebuie să fie fecioară. Mulțumim Homer pentru Imperiul Alexandru Macedon, care a dormit cu Iliada Supernă. Mulțumim Banner pentru opera care l-a influențat pe Hitler să conducă Germania spre glorie. Mulțumim Ioana Dark pentru că ne-ai arătat că și o femeie poate fi erou dacă e fanatică, intolerantă și fără respect pentru viața umană. Mulțumim Hollywood pentru că ai tratat mereu avortul ca pe un tabu. Mulțumim pentru succesul campaniei anti-avort din Statele Unite. Mulțumim Philadelphia, Will and Grace și Brokeback Mountain. 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 Pentru că ați ajutat la toleranța față de homosexuali. Mulțumim A Short Film About Killing pentru abolirea pedepsei cu moartea din Polonia. Mulțumim The Birth of a Nation pentru că ai renăscut Ku Klux Klan. Mulțumim A Girl in the River pentru că ai dus la crearea unei legi împotriva uciderilor pentru onoare în Pakistan. Mulțumim filmului Rosetta, care a condus la crearea unei legi care protejează minorii aflați în câmpul muncii în Belgia. Mulțumim filmului Bambi pentru că a scăzut pentru scurt timp numărul vânătorilor la jumătate. Mulțumim Jaws pentru că ai dus la decimarea populației de rechini. Mulțumim istorie de clasa 4 pentru că ne inspiri ură împotriva conaționalilor noștri maghiari. Mulțumim poveste capitalistă pentru că împarți lumea în bine și în rău. În binele a puțin și în răul tuturor. Mulțumesc poveste comunistă pentru că împarți lumea în bine și rău, în binele a puțin și în răul tuturor. Mulțumim internet pentru că ai răspândit zvonul cum că pământul ar fi plat. Mulțumesc reclamă.
cheamă la Apple pentru că m-ai făcut să pun părul telefon la suprapreț. Mulțumesc, Harry Potter, pentru că m-ai ajutat să nu mai fie teamă. Mulțumesc, Sailor Moon, pentru că mi-a arătat că și o eroină plânge. Mulțumesc, Superman, pentru că mi-a arătat că un bărbat adevărat e perfect. Mulțumesc! Mulțumesc, Super Mario! Pentru că mi-ai arătat că și un bărbat cu burtă, mustață, pe poate avea prințesa. Dacă o salvează. Mulțumesc, Mary Poppins, pentru că m-ai învățat că poți oricând să evadezi în imaginar. Mulțumesc, Lionel Messi, pentru că mă inspiri în fiecare zi prin devotamentul față de arta ta fotbalistică. Mulțumesc, Scooby-Doo! Mulțumesc, gâsca lui Nils Holgersson, pentru că ai scos peiorativul din cuvântul gâscă. Mulțumesc, Captain Planet, pentru foc, apă, pământ, aer, inimă. Mulțumim, Bobești, pentru că ne-ați dat o rost. Mulțumim pentru că ne-ați spus cine sunt. Mulțumim pentru că ne-ați ajutat să ne găsim pe alții, să ne adunăm în jurul unei povești și să fim împreună. Mulțumim că ne-ați spus că lumea e simplă. Mulțumim că ați împărțit-o în bine și rău. Mulțumim, povești, pentru crucea de monarhie, democrație, holocaust, bomba atomică, progresul tehnologic. Mulțumim pentru generozitate, empatie. Mulțumim pentru veganism și moartea planetei. Mulțumim, povești, cu supereroi, pentru că ne spuneți că lumea e simplă și că e alcătuită din bine și rău. Mulțumim că ne scăpați de frica de haos. Mulțumim că ne scăpați de nesiguranță. Mulțumim că ne vindeți la un preț atât de mic ordinea universală. Mulțumim, erou, pentru că ne-ai lăsat senzația că suntem protejați. Mulțumim pentru că ne-ai făcut să acceptăm autoritatea. Mulțumim că ne-ai ferit de responsabilitate. E timpul să mori. Mulțumim, antagonist, pentru că ne-ai cuprins în tine toate fricile și ne-ai arătat că sunt posibil de învins. E timpul să mori. Mulțumim, mentor, pentru că ne-ai ținut de mână când a fost mai critică. E timpul să mori. Mulțumim, fecioară, pentru că ne-ai învățat să fim frumoase, caste și pasive. Mulțumim pentru răbdare. E timpul să mori. Aș vrea o poveste.